Am vrut în mod oficial să vă prezint una dintre revistele de care sunt extrem de mândru, pentru că după aproape 15 ani de activitate, nu poate fi decât o mândrie să ai atâtea personalități alături, oameni din Sfântul Gheorghe sau din afara orașului, care și-au dorit să apară în această revistă și să susțină ideea unui viceprimar român la Sfântul Gheorghe. Probabil că o să o răsfoiți și o să vedeți în interiorul lor atât campioni la lupte sau la basket, atât oameni foarte importanți din cultura română, de la București, Brașov, Sfântul Gheorghe. Dar mai presus de toate o să vedeți o mare parte dintre prietenii mei, o mare parte dintre activitățile pe care le-am făcut în acești ani în Sfântul Gheorghe și cred din tot sufletul, chiar dacă nu se poate vota pentru postul de viceprimar, probabil că știți cu toții, veți putea vota doar pentru postul de primar, unde șansele realist vorbind tind spre zero, dar pentru cel de consilier, în care este cel mai important vot pe care îl puteți da, este poziția 2 pe lista Consiliului Local și poziția 2 pe lista Consiliului Județean, alături de colegii mei, care o să vorbească și ei imediat în fața dumneavoastră. Acolo este cel mai util vot sau sunt cele mai utile două voturi pe care ni le puteți acorda. Sunt pe poziția 1 la votul pentru primar, dar cum vă spuneam, realist vorbind, acolo sunt șansele extrem de mici. Va fi un mesaj puțin mai trist pentru o parte dintre dumneavoastră, dar aș vrea să-l transmiteți tuturor celor pe care îi cunoașteți. Mesajul trist este că dacă pe 5 iunie nu votezi cu PNL, votul tău merge cu siguranță la UDMR. Poate părea foarte ciudat ce vă zic, dar asta s-a întâmplat în ultimii 24 de ani. Două partide au intrat în Consiliul Local în afară de UDMR constant. Ele s-au numit PNL și PSD. Orice alt vot acordat unor oricăror alți competitori se duc prin redistribuire la cel care are cele mai multe voturi. Cele mai multe voturi în Sfântul Gheorghe, statistic vorbind, de 26 de ani, le are UDMR-ul. Deci vă rog să le transmiteți prietenilor dumneavoastră care sunt pe listele de la UNPR, ALDE, nu știu, sau alte partide care încearcă să intre în Consiliul Local, să le mulțumiți frumos că tocmai au mai făcut încă un consilier de la UDMR în Consiliul Local. Să le mulțumiți frumos pentru asta și să-i felicitați pentru decizia lor de a candida în primul rând și în al doilea rând de a vota cu acei oameni. Să știți că nu vă spun povești. Puteți să vă uitați pe toate campaniile de până acum și pe toate rezultatele. Toate voturile acelea, indiferent că au fost 800 câte a luat PPTD, 600, 200, 100, 300, au fost acordate către câștigător. Câștigătorul a luat partea leului. Câștigătorul a fost UDMR de fiecare dată. Să le mulțumiți frumos, prietenilor, pentru că am și eu câțiva prieteni pe acolo sau cunoștințe și o să le mulțumesc frumos pentru votul acordat direct partidului care câștiga alegerile în Sfântul Gheorghe. În al doilea rând vreau să vă spun că am ajuns aici doar datorită dumneavoastră. Sunteți mulți, așa ca Vlad, pe care îl știu de foarte mult timp și cu care am candidat încă de prima dată când am mers independent în Consiliul Local. Să știți că fără dumneavoastră nu putem face nimic. Oricâte voturi am încercat noi direct să luăm, nu putem dacă dumneavoastră nu reușiți să transmiteți mesajul mai departe. Așa că al doilea meu mesaj este cu mare, mare rugăminte să încercați să luați acele materiale care credeți că le puteți da personal unor oameni, să-i convingeți să vină sâmbătă la vot și să voteze cu noi. Duminică, scuzați-mă. Până sâmbătă să faceți acest lucru. Duminică, în schimb, ar fi foarte important să vină la vot. Pentru asta aveți la îndemână tot ce vă trebuie. Aveți o revistă pe care eu i-am zis că e un fel de Facebook tipărit, pentru că sunt doar fotografii, dar spun foarte multe pentru că spun cam ceea ce am făcut în ultimii ani, dar aveți acolo programul tipărit care spune mai clar și mai explicit decât cred că a spus orice alt contracandidat în această campanie și aveți acolo un ziar în care este scris și în română și în maghiară același program al meu pe care sper să-l duceți mai departe, în așa fel încât lumea să știe. Nu mă interesează dacă vor hotărâ că nu le place acel program și nu vor ieși la vot. Dar va fi foarte penibil să spună că n-au știut. Și dacă sunt oameni din jurul dumneavoastră, o să vreau să simțiți ca și mine că sunteți vinovați dacă ei n-au știut. Pentru că eu
De fapt, pe mine asta m-a ținut constant în lupta asta sau în toate acțiunile pe care le-am făcut. M-am simțit vinovat și obligat de această echipă de tineri de campanie care mi-au spus, ok, o să fie omul nostru acolo, nu cumva să ne faci de râs niciodată, nu cumva să nu încerci de fiecare dată să faci un lucru bun. Al treilea mesaj este exact lucrul pe care îl spun de ani și ani de zile. Ar trebui să nu uitați că răul înflorește când oamenii buni nu fac nimic, iar dacă vă considerați un om bun, încercați să faceți bine în jurul vostru, iar când toate picăturile acestea se vor multiplica, vom face un mare, mare ocean de lucruri bune. Iar asta nu se poate face decât dacă vă uitați în sinea dumneavoastră și sunteți conștiința împăcată că ați făcut-o. Eu nu știu dacă vom reuși în această campanie, dar cu siguranță voi face tot ceea ce ține de mine pentru a încerca să determin această schimbare, indiferent ce costuri înseamnă acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Și sper să ne vedem cu bucurie în seara de duminică 5 iunie, când vom ști rezultatele.